salut. 1 septembrie a venit și toamna. Filmează un pic, am început a lua caturile la toate familiile. Le pregătim și noi de iarnă, da? Este o zi frumoasă, astăzi cred că sunt 30 de grade. Plăcut. Albinele, după cum se vede, filmează pe acolo zumzăie. Vreau să fac o clarificare cu privire la ultimul film, sau că am aprins spiritele cu privire la ceea ce am spus cu privire la sirop. Asta este situația. Sper că s-au aprins spiritele și s-au stins cazarele în care se făceau siropul. Scopul filmulețe de astăzi este de a vă arăta cum pregătesc eu familiile din care voi face mărci la anul. Vă arăt câteva familii care de-a luat deja caturile, să vedem cum se prezintă. Scurt voi fi aici. Deci astăzi de-a luat caturile. Dă-te un pic într-o parte așa să le filmez. Stai în fața lor. Am luat caturile la rândul ăsta, la toate. Le iau o ramă, cred că. Pun polistiren stânga-dreapta și așa vor rămâne. Deci, vă arăt așa în fugă, într-un minut, ce avem. Așa, hai să mai arăt una și partea asta aici. Vino în partea asta. Ia una cu capac din asta, fie să mă ajut așa într-o parte și să-mi facă loc prin țeapă. Hai, dați. Cu familia asta intrăm pentru iarnă. Acum mergem să vă... Acum, eu mi-am pregătit pentru la anul, pentru creșterea măcilor, 3 roiuri de anul ăsta. Le-am notat, filmează un pic aici aproape, dacă poți să vii. Ăsta 2017, le notez în capac, au 3 de plus și arată că mi-a dat un cat jumate de miere. Dă-te în lateralul ăsta, în față lor, prin țeapă, așa. Vă arăt un pic cum arată. Ăsta este un roi de anul ăsta. Îl notez foarte bine. Cum iernează, cum va ieși în primăvară, toate detaliile, deoarece îmi cresc următoarea generație de măci. Deci ăsta este un roi, a dat unul. Așa un pic. A dat un cap jumătate de miere, ținând cont că este roi. A pornit de la o ramă de puiet. Filmează un pic la urmă și să vadă cum umblă. Este bun. Nu prerupe. Mai este ăsta, ăla cu verde. Hai să-l arăt aici. Vino aici. Ăsta cum scrie aici, arată aici scrisul. Aici a dat un cad de miere, atât. Eu îl notez să știu ce... Așa arată ăsta. Un cad de miere. Pentru un roi este... Ținând cont că anul ăsta am făcut roiele și mai târziu datorită timpului. Și acum vreau să vă arăt roiul care m-a impresionat pe mine. Roiul ăsta. Un pic dacă filmez aici, nu știu dacă poți filma. Ăsta a dat 2 caturi de miere anul ăsta, 2006. A fost cel mai bun roi. Și pentru mine, pot spune că m-a impresionat. Pornit de la o ramă de puiet, o ramă de miere, să dea 2 caturi de miere, este ceva care nu întâlnesc. Vreau să vă prezint pe ăsta. De ce vorbesc de selecție? Filmează un pic așa, de ce? Deoarece văd că mulți
iau cam în derâdere acest subiect, selecție la albine. Deci, ăsta probabil dacă va, în primăvară va ieși bine, va avea un star bun, îl voi folosi la anul. Dar vreau să umblu un pic să vedeți. Deci, l-am lăsat vorba unui cântec pe barba lui, a fost tot anul. Nu am intrat absolut deloc la el. Să vă arăt ce are în el. Prima ramă a fost mai greu. Deci este miere și păstură aici. Uitați cum stă albina. Punem asta la loc. Prima ramă este cu miere total, nici mai n-are sens. Și aici începe puietul deja. Puiet aici este și larvar și ovă. Ne mișcăm repede. Să vorbesc un pic în timp ce scot ramele. Eu consider că selecția joacă un rol dintre cele mai importante în apicultură, deoarece generația viitoare de albine va fi sănătoasă, bună. Aici este o ramă, nu are păt, este total cu păstură și miere. Eu las, este a patra ramă, e așa va rămâne, tot aici eu nu mut. Albinele au pus-o în apropiere, în primăvară sau în iarnă, când începe crește puietul. Polenul este, păstura este la 2 pași de ele și o iau. Ia să vedem ce are și asta. Uitați, o ramă cu puiet și păstura are. Stai așa un pic. Frumos. Mă uit pe matcă dacă o văd. Deci are două rame de puiet. Uitați aici, puiet care acum a ieșit. Stai așa. Matcă deja depune iarăși ouă. Uite, văd două de o zi. Poate este matcă aici. Nu este nici aici. Secundă să nu le strivesc aici între rame. În primăvară de la această familie ori au larve, ori au trântori pentru a crește. Aici este total păstură. Deci sunt două rame cu miere și păstură jos. Până acum am văzut în cuib. Deci câte rame de puiet am găsit? 3 sau 2, nu știu. 3. Vedem acum. Ia să vedem ce aici are. Uitați, aici frumos are ouă și larvare este. Acum a ieșit, dar deja are larvar de 4-5 zile, îl văd. Dacă în primăvară startează bine, este de apreciat. Uitați cum stă albina. Vreau să văd matca, dar nu știu unei. Atât albina este greu de văzut matca.
Asta este cu puiet, are coronite de miere, puiet și ouă. Și la răvar, ouă de o zi, am văzut, ouă în picioare aici. Înseamnă că mantă trebuie să fie pe aici, dar nu are mare importanță. Un pic. Să punem și asta. Și să vedem și asta. Și aici miere. Miere căpăcită de sus până jos. Deci eu iernesc cu 4 rame de miere căpăcită de sus până jos. O ramă probabil o scoate pentru a spune polistirenul. Și 2 de păstură, 4 cu 26. Parem în 5 rame de puiet bune. Fără a interveni asupra lui, vedeți că albinare. Eu zic că este o familie de nota 10. Uitați cum arată. Deci eu consider că selecția se începe din toamnă. Îl urmărim în primăvară foarte bine, toate 3 roieri, poate 4 am, le urmăresc foarte bine, care este cel mai bun, din aia cresc măci anul următor. Revenim un pic la... la miere. Probabil și din cauza aceasta eu nu mă feresc să iernez pe 10 rame. Toate albinele, toți sub iernează pe 10 rame. Ele, având miere, având păstură din belșug, își formează corpul gras și rezistă la frig. Dacă se pune altceva, cu siguranță este alt discurs. Dar eu așa iernez cu ele, le iau o ramă, pun stânca dreapta, după cum ați văzut, vin cu asta deasupra, nu le pun absolut nicio cârpă și așa rămâne. Un pic să pun capacul. Vă salut și data viitoare vorbim despre tratamente. Numai bine!